Începând de săptămâna viitoare, vor circula două mașini cu scopul de a verifica autoturismele, ale căror șoferi nu au plătit locurile de parcare la Primăria Capitalei, cele marcate cu albastru din zona centrală. Verificarea se face automat de cele două mașini care sunt dotate cu camere și cu un soft performant, care arată imediat dacă șoferii au plătit locul de parcare. Investiția în mașinile de verificare se ridică la 2 milioane de euro. Cele 16 mașini de verificare vor fi puse în funcțiune pe rând după ce vor fi dotate cu camere de supraveghere necesare. Aici avem primele două mașini din cele 18 pe care le va avea compania de parking pentru verificarea plăților și siguranța mașinilor care sunt lăsate în parcările municipalității. În momentul acesta am depășit 30.000 de locuri de parcare pentru care s-au făcut studii și există aviz, iar în teren sunt trasate 20.000. Noi, pentru întreaga zonă centrală și de nord, trebuie să ajungem la 80.000 de locuri de parcare cu plata până în primăvara viitoare. Nu facem asta ca să luăm bani, ci ca să regularizăm traficul din București, a declarat primarul din București. Aceste mașini sunt legate în softul central pe care îl are compania de parking. Dacă ați plătit parcarea, numărul dumneavoastră intră automat în baza de date și aceste mașini scanează în timp ce circulă prin parcările publice numerele de înmatriculare și văd dacă acel număr de înmatriculare a fost plătită parcarea. Dacă aveți mașini hibride, acestea sunt deja înrulate în sistemul nostru de parking și automat sunt exceptate de la plată. Șoferii pot fi amendați în fiecare zi dacă nu au plătit parcarea și lasă mașina mai multe zile în parcările publice. Deținătorii de mașini electrice sau hibride pot beneficia de gratuitatea locurilor de parcare ale Capitalei dacă înregistrează numărul de înmatriculare în registrul informatic al autoturismelor electrice și hibride deținut de operatorul Serviciului Public de Administrare a Parcărilor aparținând domeniului public sau privat al municipiului București, relatează știrile canald.ro.